Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi vreau să batem împreună niște penalturi. Să vedem cum se bat penalturile în FIFA 23. Sistemul s-a schimbat puțin. Este puțin diferit, însă eu cred că este unul dintre cele mai ușoare sisteme de a bate penalti din ultimele sezoane de FIFA. Haideți să vedem cum se poate acest lucru. Intrăm aici la Moments pentru că avem acest set piece de penaltiuri și mergem să batem penaltiurile, să vedem cum se bat. Vedeți acest cerc aici frumos care pulsează? E, tot ce trebuie să facem este să îl nimerim verde, adică așa, la maxim, ținem stânga la maxim, asta e tot. Nu mă credeți că a fost la maxim? Păi vă arăt acum. Da? Uitați aici. Aici e șutul. Așteptăm să facă verde. E la maxim. Din nou. Să nu șutăm chiar la maxim. Bam! Asta a fost tot. Putem și sus, și jos. Să știți că Pope e foarte bun în poartă. Nu mă așteptam. Hai să dăm jos. Se duce în plasa laterală. Pă cum vedeți, jucătorii nu sunt cei mai buni. Dacă ar fi și un jucător cu stats-uri bune la penalti, vă dați seama că ar fi și mai ușor. Da, cum e cu Gabriel Jesus? Aproape la maxim, ținând jos în plasa laterală. Pe colț, tare. Greu să-ți o scoată. Foarte greu să-ți o scoată. Este Paqueta. În principiu, îmi place să dau pe partea opusă a piciorului de bază. Să facă cărbul ăsta, să traverseze cumva poarta. Putem să încercăm și cu lobul. Hai să încercăm și cu lobul. La maxim, încolo. Și mai bine. Și mai bine cu lobul. Scoate Pop. Partea de apărat este la fel. Hai să încercăm. Da, pe roșu se duce cum nu trebuie. Hai să vedem pe verde cu fundașul lateral. A dat-o bine, simplu. Nu cred că este mai ușor decât este acum. Nu cred că a fost în ultimii ani mai ușor. Hai să vedem și cu celălalt buton. Într-adevăr, dacă îți prinde colțul, greuț să intre, dar cu Sinistera totuși a fost acest penalti, adică nu pot să mă plâng. Hai să vedem cu acest Martinez. Ce să-i facă? Direct în plasa laterală, ce să-i facă? Nu are ce să-i facă, este destul de simplu. Stones. Fundaș central, nicio treabă. Se duc bine, chiar se duc bine. Mi se par chiar foarte bune aceste penalti. Rodrigo. Direct în plasa laterală. Deci nu cred că este greu. Chiar nu cred că este greu. Cred că am auzit că nimeni nu știe să bată penaltiuri. Că... Na. Hai că să ratăm. Ia, acum e pe galben și pe galben intră. Ajungem să batem și cu portarii? Nu mai, că o scoate Pope și ne calificăm. O scoate Pope și terminăm acest challenge. Da, haideți să vedem, am intrat și în arena, să batem și în arena un penalti și batem cu Cristiano Ronaldo. Vedeți aici, se învârte mult mai încet, adică pulsează mult mai încet acel... cerc și rămâne mult mai mult pe verde. Ce să facă portarul? E la maxim cu Cristiano. Uite că a scos-o totuși. O scoate. Dacă e pe minge, o scoate. Hai să vedem pe roșu. Pff. Deci depinde. Depinde și de asta. Hai să mergem. Ok. Dacă este overpower, se duce peste. Dar
dacă o nimerești înainte cu o secundă, nu cred că poate să o scoate de aici. Eu nu cred cu L2-ul, aici cred că dă peste. Nici de cum. Cum să scoată așa ceva? Cu L2-ul la maxim stânga sus, astea cred că sunt absolut superbe. L2-ul la mine este atunci când ai pasă cu schemă. Uite că o și scoate. Când e să o scoată, când trebuie să o scoată, o scoate. Dar la astea nu știu ce să zic, dacă se mai nimerește să o scoată. Ba, deci dacă sare pe colțul unde bați, oricât de tare bați, o scoate. Dar dacă o bați atât de bine, nu cred că o mai scoate. Hai să încercăm să batem pe jos. Asta n-a fost bătută bine, deși am ținut la fel, nu? Asta e cu galben, ia să vedem. N-are treabă, e Cristiano. Maxim pe jos. Bum. E simplu. Din punctul meu de vedere, e foarte simplu. Asta n-a fost gol. Deci la maxim pe centru, pe jos. Intră. Ce pot să spun mai mult de atât? Penaltiurile se bat foarte ușor. Prinzi cercul pe verde, dai aproape la maxim, mai lași așa puțin din bară liber, alegi un colț și tragi. Intră! Dacă sare pe colțul ăla, s-ar putea să-ți o prindă. Dacă nu sare, sigur, intră cum trebuie. Acesta a fost și minunatul video de a vă împărtăși cunoștințele mele în FIFA pentru voi. Acesta a fost scurtul video în care v-am împărtășit cunoștințele mele de FIFA cu voi. Până data viitoare, apăsați pe butonul de like și de subscribe, dacă se poate dați și un share pe Facebook undeva și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!